Bueno, uite ce fac. Toată lumea se spune. Uite ce fac. Când am mulțit cu 3, cât mi-a dat? 207, da? Da. Deci 669, punem unele sub altele, 69, nu ne vede nimeni, facem mai mulți, știm mai mulți șmecherea asta. Ba, nu-i vede. 69, 13, da? 69, 13. Acum vede toate. Și vede, mi-am pus unele sub altele. Și acum, cu 3. 3 ori 9, cât face? 3 ori 9, da. 27. 7. Și 2, 2 îl ține în minte. Da. 3 ori 6? 3 ori 6. 3 ori 6. 18. Și cu 2? 8 cu 2, 9. 18 și cu 2? A, 100. 18 și cu 10. 2? 18 și cu 2? 20. 20. 20. Adică 207. Adică asta de aici. Adică rezultatul 69 mulțit cu 3. 207. 3 ori 9, 27. 3 ori 6, 18. Și cu 2, 20. Și acum începem să mulțim cu 10, cu 1 aici. Da. 1 ori 9, 9. Da. Și punem exact sub ăsta cu care mulțim. Fii atent aici. Aici punem. 1 ori 9, 9. 1 ori 6, 6. 1 ori 9, 9. Da, 69. 69. Dar de fapt e 690. Da. De fapt e 690, că e ăsta de aici. Și acum trag aici la zona. 7 cu 0, 7. 9. 8. 897. Ce rapid. Foarte tare. Bă, ce șmecherie am descoperit. Dar bine că nu am văzut. Ați dat acum? Acum am dat. Înseamnă că... Acum e noutate, nu? E nou. Da, nou, nou. Extraordinar. Băi, mai facem și pe asta? Ia să vedem. 78 ori 17. 78 ori 17. Facem desfășurat și pe urmă facem și cu șmecheria. Tu deodată? Nu, băi. Nu deodată, mă. Ai văzut că e bășor așa? Dacă mi-a arătat asta, fugi limpede acolo. Bine, că mi-a arătat asta. Deci 87. Merg așa, spune, vedem și desfășurat. Deci 87. 78. Nu, 78. Ori 17. Și tu, mamă, dacă tu vrei. Ai zis tu. 7 ori. 8 ori 7. Invers, 7 ori 8. 7 ori 8 sau 8 ori 7 e tot aceea. 8 ori 7. 8 ori 7. 7 ori 6. E sigur sau nu e sigur? Băi, dorm deoparte. De când se greșim, ne facem de tot, cum de, ne facem de baftă acum. De ce luăm deoparte? 8? Că nu știu prea bine, uite, și mie mi se întâmplă acum. Și n-am decât o singură soluție, decât să scriu prostii. Mai bine văd cum trebuie să o gândim. Deci 8 ori 7, hai scrii și tu, că aici trebuie să muncim un pic. Egal cu. Nu, eu știu cum face. Acum e niște șmecherii. Ia 8 ori 7. 8 egal. Cu cine e 8? 4 plus 4. Deci 4 plus 4, da? Deci egal cu 4 plus 4. 4. Merg așa, 4 plus 4, 4 ori 7. Și 4 ori 7. Cât? Zici și mie. Hai mă, zici și mie, te rog frumos. Cât face 4 ori 7? 4 ori 7. 21, cu 21, 4 ori 7. 21, dar nu te-ai greșit aici, acolo, 4 ori 7 te-ai greșit. Nu-i 21, e 28. Sigur? Dovedește-mi că e 28 și nu-i 21, deci eu nu pot fi cred. 4 ori 7. Păi, 3 ori 7. De 21. Dar de nu știi că 3 ori 7 e 21? Nici asta nu știu bine. Pentru că 7 plus 7 e 14 și cu 1 e 21. Aaa, și cu 7. Și la 21 mai pui doar 7? 28. 28. Bine. 28. Și încă o dată 28. Că și celălalt, da? Plus 28 ăsta. Plus 28. Și cât face? 28 și cu 28?
56, mă. Eu știi cum făceam? Eu așa și vreau să fac. 8 ori 7 egal cu 8 ori și 7 să-l fi scris ca 5 plus 2. Ia să vedem, 5 plus 2. 8. Și 8 ori 5 cât face? 8 ori 5. Am mai făcut pe asta. Păi da, cât face 8 ori 5? Asta nu mai e șmecherie. Cât face 8 ori? E șmecherie vechi. O șmecherie vechi. 8 ori 5? 8 ori 5? 8 ori 5, 40. 40. Și 8 ori... Deci vine 40 plus 8 ori 2? Să scriu? Descrie și tu, că e foarte tare și faci. E 40 plus 8 ori 2? Plus 8 ori 2, 16. Plus 16. Și cât facem total? 40 cu 16? 56. 56. Vezi că mai bine cu 5-ul. Când îți faci totul cu 5 plus, îți vine mai ușor cu, la mulțirea cu 5. Da. La 47 ai zis 21 la început, te-ai păcălit. Așadar, hai să ne întoarcem aici. 7 ori 8, cât ai zis? 7 ori 8, 56. 56. 6 scriu și 5 reține pe 56 la 10. 5 ori ăsta. 7 ori 7? 49. Și cu 5? 49 și cu 5. 49. 59. 49 și cu 50. 9. 49 plus 5. 95. Asta scrie, dă-mă pe 49 plus 5, mă. Acum, hai, gândește. 49 plus 5. Păi, 5, 4. Așa. 49 plus 5. Aaa, păi la unități? Păi da, 9 la 5, 9 ori, păi, 5? Nu cumva să nu spui că ai gândit pe 4 să-l pui la... Băi, nu poate să... N-ai spus așa. N-ai crezut. Că tu mereu trebuie... Da, 5 era 10. Nu, 5, nu. 5, la, e drept. 7 ori 7 fac 49, dar noi suntem la 10 și 5-ul ăsta l-a adunăm. Nu 10, nu ca 10, ci ca 5, fiindcă sunt deja la 10. 54. 54. Și acum 1. Și când înmulțesc 1, pun chiar de sub. 1 ori 8. Asta o știu și eu. Nu ai dat mie să spunem 1. Da. 1 ori 8. 1 ori 7, 7 și cea mai desenă. Știu, da, am înțeles cu 1, eu cel mai bine. 1 ori 8, 8, 1, 7. Și acum la până. 6. Zi-o tu. Am scris greșit. Cum? A scris greșit? A scris greșit? Și eu? Unde am scris și mă? Pentru că a scris 7 la sute. Și 8 la 10. A, dar am zis că se mulțește, chiar sub ăsta se pune. Cu cifra cu care mulțim acolo se pune de sub. Așa e șmecheria, e cu 10 acolo. Deci neapărat sub ea. Dacă ea este mai încoace și mai încoace, îl ducem acolo. Da. Și din 1 ori 8, 8. 1 ori 7, 7, da? Da. De fapt aici e 7 și 80, că n-am mai pus mai pe 0. Așa se supă înțelege. 6. 6. 4 ori 8. 4 și 8. Acum am acum, ia durea. 4 și 8, 12, 2. Da. Și nu reține. Da. 5 cu 7. 5 cu 7, 12 și cu 1, 13. Deci 1326. Da. 1326. Da. Băi, ce șmecherii tare. Dar tu ai fost, cum să spun, n-ai vrut să iei ușor, cum spuneam eu. Te-ai vrut să repede așa ca să mă cucâși pe mine. Eu vreau să scrie așa. Ia să vezi cum spuneam. 78 ori 17 egal cu 78 ori 17 egal cu. Ei, cum credeai că îți propuneam așa? 10 și 7. Așa, egal cu 78 ori 10 plus 7 da. Și egal cu? Egal cu. Și acum 78 ori 10 știi cât face? 78 ori 10. 78. 78 nu, 780. 780 egal cu 780 plus 78 ori 7. 78 ori 7? Da. 7. Ori 7.
Și da, pe 780 copii am, 780, plus, hai să, 78 ori 7 este ca și cum ar face 7 ori 78. 7 ori 7? 7 ori 78. Și în loc de 78... Profesor, îți vă arătă șmecherie. Zic, mă. Dar mă lași un pic să termine. 77. Așa. 49. Și acum facem 8 ori 7. Așa. Și facem 56. Și cu... Și 49 cu 56 adunăm și ne dă... Vedem cine dă. 7 ori 7, 49 și cu 57 ori 56. Deci, dar aici e cât era? 7? 49 plus 780 plus 7 ori 78 am zis noi, nu? 78. Care 78 cum se scrie despre așa? 70 plus 78 ori 7 105. 78 ori 7? Nu. Nu-i bine. 49 plus 56. Mai fi atent că aici era 78, nu? Și 78 se scrie ca fiind 70, l-am rupt pe ăsta un pic. Nu mă luam repede, că mă încurc. 78 l-am scris ca 70 plus 7, plus 8. Da. Și e cam mai departe, cu 780 care era înainte, 780, plus 7 ori 70, cât face? 7 ori 70, cât face? Ia să vedem. 7 ori 7. 7 ori 7 aici cât face cât? 7 ori 7, 49. Și cu are 10 aici, 490. Da. Deci face 490 plus 7 ori 8. 7 ori 8, 56. Plus 56. Da. Și acum, hai să facem adunarea aceea, a celor trei numere. 10 plus 56? Da. Egal. Sunt trei, nu? Sunt trei numere adunate. 6. 6 la unități, corect. La 10. 8, 9 și cu 5, 8 cu 5, 8 cu 5 de 13 și cu 9. Așa. Și cu 9, 8 și cu 9. 8 și cu 9. De... Nu, ai zis așa. 8 și cu 5, 3. 22. Și cu 9, 22. 2 și 2 reține și duce la următoarea. Da. Da? La următoarea. 7 cu 4. 11. 7 cu 4, 11. Și cu 2? 7 și cu 4, 11. Și cu 2, uite la... Și cu 2, 13. 13. Răspuns corect, 1320. Cât de la înainte? 1326. Așa muncit aici. Ce am înțeles și trebuie. Mecheria asta e foarte tare aici. Așa că îți faci tu de mulțit acasă 5 înmulțiri de astea. Da. 5 înmulțiri, adică vezi o șmecherie, să vezi cum îți iese. Mergem mai departe să mai facem o problemuță. Aș vrea să, înainte de asta, să facem următoarea adunare. 213 plus 213 plus 213 plus 213 plus 213 de 10 ori plus 213 2, 4, 6 213 plus 213 2, 4, 6, 8 și plus 213 și plus 213 de 10 ori adunat 213. Egal? Egal cu? Toată adunarea asta. 3 ori 10, 30. Păi 3 ori 10. De ce 3 ori 10? Păi că sunt 3 de 10 ori. Bun. După aia, 1 ori 10. Da. 1 ori 10, 10.
Păi 1 ori 10 la 10? La zeci. Da. Și, adică 10 ori 10? Da. 2 ori 100. 100. Și 2 ori 10. Și 200. 200 ori 10. 200 ori 10, știm că face 2000. Da. Nu. 2100. 2130. Deci am spus că este egal cu 2130. Că ai văzut tu 3 de 10 ori fac 30. La 10 de 10 ori 10 face 100 și de 10 ori 200. Deci practic ar fi fost așa. Ar fi fost egal cu 213 ori 10, mă. Egal cu 213 ori 10, mă. Egal cu 213 ori 10. Și cum am zis noi când sunt mulțim cu 10? Ce se întâmplă? Adunăm 0. Adunăm 0. Băi, și ce ai muncit aici? Este. Da, voi ați încercat să vă spun așa? Da, băi, eu am încercat, dar dacă te prindeai, trebuia să spui deodată. Eu v-am spus. Da, dar tu ai desfășurat munca foarte tare. 10 ori fac 30. 10 adunat de 10 ori fac 100. Da, da. 200 adunat de 10 ori. Da, da. Deci cât de repede, dacă știi șmecherea când mulțești. Deci ușurează foarte multă mulțirea asta. Foarte multă. Adunarea, cum se face adunarea aceea așa de dificilă? Dar dacă ți-aș spune să adun pe 213 de plus 213 plus și mai departe plus 213 cât? De câte ori? De 20 de ori. Cu 20 de ori. Na. M-am prins! Cât face? Face 230 ori 10. 2000. 310. Deci face cât? 2310. 2000. Plus 200, 1310. Este de două ori, nu? Da. Deci este egal, ai spus tu așa, este egal cu 2130 plus încă o dată, că asta a fost de 10 ori, plus 2130. Și cât face adunarea asta? A fost de 10 ori. 10 da, ori. Da? De 10 ori. Și face cât aici adună repede? 4. 4.000. 0. Nu, 0. 6. 2. 4. 4. Fac 4.260. Am avut este formidabil. M-am îndrăgostit de tabla mulțirii. Deci să o învățăm. Ne ușurează munca foarte, foarte mult. Foarte mult. Poți să fac adunări peste aia. Adunarea asta să fi pus așa una sub alta de 20 de ori. Mamă, adică pe o palină din asta. Da. Ce înseamnă să faci așa? Deci e foarte tare șmecheria asta. Suntem foarte încântați cu tabla mulțirii. Ne-ai lins o învățământ. Să știm perfect? Da. Să-i spunem tuturor prietenilor. Învățați tabla mulțirii. Ce face tabla mulțirii? Ne ușurează munca, crește viteza de lucru. Suntem șmecheri dacă știm tabla mulțirii. Da. Și dacă nu învățați acum, nu o să știi niciodată. Știi de unde? Dacă nu învățați acum, nu mai puteți să mai... Nu mai învăț niciodată. Știi de unde? Știu asta de la mine. Eu n-am învățat-o la tine. Dar m-am greu de mare. Și acum mai bârbâi. Și eu am greutăți. Și tu ai greutăți, dar sigur. 7 ori 56, mama lui. 7 ori 56. Da, până când am zis 56 am trecut. 56? Mai cineva? Bună, când doar. Hai să spunem. Da, și acum, dacă cineva mă ia, mă gândește din sub, zici, cât fac 7 ori 8? 56, eu știu. Eu mă gândesc. A, eu 56 repede zici. A, zici repede? Da. Mă bucur, înseamnă că ai învățat-o la timp. Da, 7 ori 8? 56. Așa știu și eu. Da. Ne oprim aici cât de timp. Da. Nu mai sunt. S-a adunat, că aveți de ani de temă multă. Așa. Și tu și ea. Să nu uitați like, share, să vă abonați la... Ce-ați făcut aici a fost lucrul foarte. Ce-ați făcut? La revedere. Măi, lasă la revedere, zici ce-ați făcut. Zici ce-am făcut. Viteza, măi.
Da, figurativ. Probleme pe metoda figurativă, da? Metoda figurativă. Figurativă. Da, metoda figurativă, așa, cu segmente. Da. 7, 8, 56 ați învățat. Da. Tabla mulțirii. 7, 8, mai eu? 56. Așa, mă. Și cu care mai ai probleme? 6-8? 48. Vedeți, pe asta am uitat-o eu, domn profesor. Te luați repede, da? Și eu am așa, da? Eu am încredere cu convingerea că o să știu foarte bine. Da. Ne oprim aici, să le spunem prietenilor noștri ce să le spunem. Ce-am mai făcut? 7-8 și 7-8. Mai multe am făcut. 10, cu 100, cu nu știu ce, cu două cifre. Ce am făcut de atâtea lucruri interesante. Să le spunem prietenilor noștri să nu uite. Să dea like și share. Și să vă abonați la Roful Online. Dar numai prietenii? Și dușmanii. La revedere! Așa, la revedere.